Bună ziua și bine ați revenit la Proful Online! Da, bine ne vedem din nou. Iată, ora a venit și grupul deja mă aștepta, erau aici prezenți, dragilor, este un interes maxim din partea lor. Așa că, cu ce să începem? Începem cu începutul, nu? Da. Cu legheșițul acela care vi l-a lăsat acasă, a zis că ați muncit, ați încercat să găsiți greșeala și n-ați găsit-o. Așa este? Da. Haideți să vedem. De ce nu am găsit? De ce ieri am pășit de două ori peste greșițul acela? Mm-hmm. Hai să vedem. Deci... 25. Minus 20. Paranteză. Așa. Era minus 17 și minus 3. Era așa. Da, da. Tu ai zis deodată 25 minus 20. Da. Dar să lăsăm așa desfășurat. Avem. Deci 25 minus 17 minus 3. Ia uitați-vă, așa este? 25 minus 17 minus 3. Cine l-a venit? Mă uitați-vă și voi pe căiță. Nu uitați. Tu n-ai scris, nu? Nu, da, nu am scris. Mă luam după tablă. Nu, stăteai la tablă și te uitai la tablă, da? Și le-ai făcut refăcut acasă. Păi mincinos mai ești, mă. Păi cum să le refaci dacă tu nu le-ai avut scris? Pe care tu nu le-ai nimic, că niște... Ia să vezi, tu l-ai scris niște pe ei. Ba da. Da, nu, ba nu, Ricky. Bine, nu poți căuta să vezi. Bine. Deci, nu l-ai scris. Deci pune în față de ceva. Deci 25 minus 17 minus 3 în paranteză totul de mulțit cu... 15. Așa. Minus 4. Da. Plus 5. Plus 5, da? Da. Și mi-a dat 80. Bun. Deci avem să facem mulțirea asta prin două metode. Da. Da? Prin două metode, ce în ce sens? Odată să calculăm paranteza asta cât faci, paranteza cealaltă și să vedem când obținem. Deci, egal, pun aici odată și anume vine 25 minus 17 minus 3, cât faci minus 17 minus 3? Ai datorii 17 și încă 3. Câte datorii faci? Minus 20. Deci este egal cu 25. 25 minus 20. Totul înmulțit în paranteză cu... Cât va face aici? 15 și cu 5. Adunăm mai întâi banii la un loc. Minus 20. 20. Da? 20. 20 minus 4. 20 minus 4. 16. Da. 20, 15 cu 5, 20, minus 4, 16. Da. Și deci vine ori 16. Da, și egal mai departe, cu 25 minus 20 face 5, 5 ori 16, și 5 ori 16 face egal cu 80, da? Da. Că 5 ori 6, 30, 5 ori 5, 6, 3, da, 8, 80. Bun, perfect. Gata, hai să începem. Am nevoie de sprijinul tuturor. Deci ne concentrăm ca să vedem cum ieșim de data asta fără greșeală. Trebuie să ajungem tot la 80 și pe partea cealaltă, da? Deci, desfacem paranteza așa cum ne-am propus și cum știm. 25-ul va lucra asupra lui 15, a lui 4 și a lui 5, da? Atenție, Noemi, da? Deci 25 se mulțește cu 15, cu minus 4 și cu 5. Și vine 25 ori 15, zicem de dată, 25 înmulțit cu 15, apoi 25 înmulțit cu minus 4, la mulțire când unul e așa și unul e așa, cât face? Când unul cu minus 7 cu plus, la înmulțire? Ne dă minus. Minus, da? Minus. Când amândoi sunt cu minus, obținem plus, da? Da. Deci atât trebuie să ținem minte la mulțire și la împărțire, dacă unul e așa și unul e așa, adică unul e negativ și altul pozitiv, și obținem minus. Ne dă minus 21. Deci va face 15 minus 4. Ori minus 4 face minus, minus 25, minus 25, important să fie pus semnul, 25 ori 4, da? Deci minus 25 ori 4. Acum, 25 ori 5, ca și cum mulțim două numere pozitive, da? 25 plus 25 ori 5 plus 25 ori 5. Scriem toată lumea. Haideți, vă rog, nu mă vă uitați numai la tablă, ci să și lucrăm. Ștefania, tu o să mă conduci, da? După ce ajungi să scrie
Deci 25 minus 17 minus 3, în paranteze, totul de înmulțit cu 15 minus 4 plus 5. 15 minus 4 plus 5. Da, acolo a spus minus. Spus. Unde? Acolo. Minus 4 plus 5. Nu, e 25 împărțit 5 minus. Păi da, am pus minus. Am pus minusul aici. Ah, da, pardon. Da? Deci da. Am pus, rezultatul de înmulțire și împărțire este minus. Da. Așa. Este egal cu 25 minus 20, Ștefania, nu? Înmulțit cu 15 cu 5, 20 minus 4, 16. 25 minus 20 face 5, 5 ori 16 egal cu 80. Asta e prima variantă. A doua. Te uiți în căițel și lucrezi, da? Și povestești. 25 ori 15, da? 25 ori 15. 25 înmulțit cu minus 4 face minus 25 ori 4. Plus. Nu, că e unul cu plus și altul cu minus. Minus, da? Minus 25. Ori 4, așa, acum, plus 25 ori 5, plus 25, că am 2 singur plus, da? Plus 25 ori 5, și am terminat-o cu 25. Noi, Emi, cine vine la rând acum? Cine vine să lucreze? Cu 25? Minus 17. Minus 17 ori 15, da. Mai întâi semnul să stabilim. Unul cu minus 7 cu plus, la mulțire, cât ne dă? Minus. Minus. Deci minus 17 ori 15. Ștefania, minus 17 ori minus 4. Minus cu minus la înmulțire? Face plus. Plus. Deci plus 17 ori 4. Minus 17 ori 5, Ricky. Minus 17 ori 5. Minus 17 ori 5. 5. Minus 17 ori 5. Deci, important să spui semnul. Asta mă interesează, da? Și cu 17, Ștefania, am terminat-o, nu? Că am înmulțit pe toți. Da. Cine vine la rând acum? Minus 3, da? Și zicem, minus 3 ori 15, semnul mă interesează. Unul cu minus, altul cu plus, când nu are minus în față. Minus. Minus 3 ori 15. Minus 3 ori 15. Apoi, minus 3 ori minus 4, Noemi, minus 3 ori minus 4. Ne dă plus minus 3. Plus 3 ori 4, da? Plus 3 ori 4. Și în sfârșit, Ricky, minus 3 ori 5. Minus 3 ori 5. Ne dă minus 3 ori 5. Minus 15 de dată, da? Hai să zicem. Minus 15. Și este egal acum de desubt. Să mulțim 15 cu 25, toată lumea înmulțește 25 ori 15, deoparte, deci 25 ori 15, da? Deci avem prima operație de mulțire, 25 ori 15. 375. 375, toată lumea e de acord? Dacă toată lumea este că de acord. 25 ori 15. Deci 25 ori 15. Dacă obțineți același rezultat. Dacă nu, mai facem o dată. 25 ori 15. Cât ți-a dat? 375. Da, corect. E bine, da? Mm-hmm. 375. Da. Ștefania, bine, da? Da. 375. Bun. Minus 25 ori 4. De 4 ori de 25. Deodată putem face și de 4 ori de 25. Ne dă 100. Minus 100. Deci minus 100. Minus, nu? De 4 ori de 25. Da. De 2 ori de 25 face 50. Iar de 2 ori de 25, 50. Minus 100. Minus 100. Plus. De 5 ori câte 25. De 4 ori am făcut 100. 125. De 5 ori încă 25. Deci 125 plus 125 minus 17 ori 15. Să mulțim 17 ori 15. Repede. Deoparte. Fiecare face înmulțirea asta. 17 ori 15. Ori 15. 255, da. 255, așteptăm să vedem și... Restul echipei. Da. 255, da? Da.
Deci minus 255 plus 17 ori 4. Să facem și 17 ori 4. Poate o facem direct. 4 7, 28, 8 și 2. 4 ori 4 și cu 2, 6, da? Da. E o singură cifră. 68 minus 17 ori 5. 5 ori 7, 35. 5 și 3. 5 ori 9, 5 și cu 3, 8. 85 minus 3 ori 15. De 3 ori câte 15? Păi de 2 ori ar face 30 și încă o dată 15, 45. Da? Deci, dacă ar fi de... Dar altfel mulțim. 3 ori 5, 15, 3 ori 1, 3 și 1, 4. Minus 45, așa, plus 12, 3 ori 4, minus 15. Și egal cu... Îi punem pe ăștia cu plus la început, adică e vorba de 375. Apoi plus 125. Nu? Îi căutăm pe ăștia cu plus toți, plus 68. Plus 12. Minus. Minus. Minus 100. Minus 100. Minus 255. Minus 255. Minus 85. Minus 85. Minus 45 și minus 15, da? Și egal mai departe cu. Hai să vedem cât face. Hai să adunăm unitățile. 2 și cu 8, 10. 5 cu 5, 10. 20. 0, da? 0 și 2 reține. Da. 2 e acela reținut și cu 1 de aici face 3 și cu 6 9 și cu 2 11. 11 și cu 7 18. 18, da? 18. Mai vedem o dată să nu greșim. Deci 2 și cu 8 10. 5 cu 5 10. 20. 0 l-am scris și 2 reținem. 2 10 reținem, ducem la 10. Da? Deci zicem 1 și cu 2, 3, și cu 6, 9, și cu 2, 11, și cu 7, 18. 8 scriem și 1 reținem. Și acum vedem la sute dacă suntem. Aici am reținut. 1 reținut și cu 1, 2, și cu 3, 5. 580 minus. Hai să facem același lucru, nu? Adunăm toate datoriile la un loc. Zicem, Ștefania, 5, te rog să vorbești tu, 5. 20, 0, 20, da? Deci punem 0. Și 2 reținem. Da. 2 același cu 1 de aici. 3. Puteam 2 același să ducem la 8 deodată și facem 10. 10 și cu 4, 14. 14 și cu 1, 15. Și cu 5 de aici. 20. 15 și cu 5, 20, da? 0 și 2 reținem. Da. 2 și cu 2 de aici. 4 și cu 1, 5. Iată, 580 minus 500. El nu ne-a dat. Egal cu 80. Wow, el nu ne-a dat. Păi eram mețiță cu toții, nu știu ce făceam. Habar dormeam pe parte. Da, da, ieri când am făcut exercițiul ăsta, l-ați întors pe dus. Da, nu, am făcut-o de două ori pe am trecut peste aceeași greșeală, nu v-a spus? Da. Sigur, trebuie să dea același lucru. Mai facem încă o dată să vedeți. Tot așa luăm două numere și trebuie să ne dea din prima rezultatul. Dar suntem foarte atenți, nu avem voie să bâlbuim. Da? Deci mai încercăm încă un alt exercițiu. Alt exercițiu, sigur. Așa nu mai reluăm pe asta o dată, că dacă ne-o dat, n-are nicio rost. Așa. Este dovada clară că atunci când suntem atenți, lucrurile trebuie să meargă perfect. Nu are importanță faptul că am mers și pe parte și pe cealaltă și mi-a dat aceeași, ci din contră. Este un prilej de a verifica că lucrurile stau cât se poate de corect, da? Hai să vedem încă o dată. Ia să vedem așa. Să zicem, 30. Minus 7 plus 15 minus 3, totul de înmulțit cu minus 39 plus 45 plus 45 minus 11. E calcul. Ia să vedem cât obține. Hai să facem prin prima minus 17 cu minus 3 ne dă minus... Nu, dar nu minus 17, minus 7. A, pardon, minus 7.
Minus 7 minus 3? Ne dă minus 10. Minus 10, că nu e mulțire. Minus 10. Pur și simplu datorii le-am adunat. 7 datorii și cu 3 fac 10, da? Și minus 15 minus 10, deodată facem. 15 minus 10? 5. Da? 15 scăzut 10? 5. Deci egal cu 5. Ori. Din coace. Datoriile. Minus 39 minus 11? Minus 50. Minus 50, da? Da. Deci 30 minus 39 minus 11 minus 50. Plus 45? Minus 50. Minus 50 plus 45? Minus 5, da? E mai mare minus 50. Și rămâi datori, da? Deci ori minus 5. Și este egal ca rezultat? Ce semn? Unul e așa, unul e așa, la mulțire? Minus. Minus. Și egal cu minus 25, da? Uite că l-am clarificat. Acum, să luăm de desubt și egal cu, prin metoda aceea care știm, luăm pe primul și mulțim cu toți ceilalți. Începem. Da. Noemi, poftim la comandă. Minus 7 ori minus 39. Semnul. Semnul mi-l dai deodată. Minus ori minus la mulțime. A, plus. Plus. Deci punem plus, nu mai punem când ai e primul. Și mulțim acum. 7 ori 9. 63, 3 scriu 6. 3 scriu și 6 le ținem. 7 ori 3. 21. 21 și cu 6. Așa au fost, nu? 7, da. Încă o dată. 7 ori 9, 63. 3 și 6 le ținem. 7 ori 3, 21 și cu 6. 21 și cu 6, 27, da? 27. 273. Da. Acum, minus 7 ori 45, Ștefania. Minus 7 ori 45. Unul e așa și unul e așa, la mulțire, când unul e minus face. Punem semnul minus și zicem, 7 ori 5, 35. 35, 5 și 3 le ținem. 7 ori 4, 28. Și cu 3, parcă am zis că le ținem, da. 28 și cu 3. 31 face, da? 31. 31. Bun. 315. Minus 7 ori minus 11. Ricky, mai întâi minus cu minus la mulțire face plus. Plus. Îl punem. Că are în față pe altcineva. Se leagă de el când e primul. Deci când e primul de scris și pozitiv, nu mai punem. Dacă e negativ, îl punem. Okay. Da? Deci vine cât? Plus 77. Plus 77. Noi am terminat de mulțit pe minus 7 cu toți. Cine vine acum la rând? Plus 15. Plus 15. Și zicem? Plus 15. Ori minus 39. Minus 39. Cât face aici? Unul e așa și unul e așa? Semnul mă interesează. Minus. Minus. Punem minusul și deoparte mulțim. 15. Hai, 15 ori 39. Vă aștept pe voi. 15 ori 39. 585. 585, să vedem, Ricky, când se numă păcălești. Să vedem, să vedem, să vedem și ce la fetițele. 15 ori 39. Da, cât ai dat? 585. Da, și mie. Da? 585. 9 ori 5, 45, 5 și 4. 9 ori la 9 și 4, 13. 3 ori 5, 15. 3 ori la 13, 4. 5, 8, 5. 585, da? Semnul minus, am zis, da? Da. Minus 585. Suntem la cine? La 15 ori 39, am terminat cu el. 15 ori 45. Amândoi cu singur plus. Cât face? La mulțire, fiind cu plus, ca și mulțim două numere pozitive, plus face. Deci plus 15 ori 45. Repede să facem. 15 ori 45. 15 ori 45. 675. Nu cred.
altă păcărește. Poți să fac? Nu. Că scrie așa de frumos încât... Pot eu? Nici. Eu scriu la tablă, mă las cât și pe voi. Cât ți-a dat? 675. Și mie. Ia să vedem. 5 ori 5, 25, 5 și 2. 5 ori 5 cu 2, 7. 4 ori 5, 20. 4 ori 4 și cu 2, 6. Da? 5, 7, 675. E bine, da? Da. Deci sunt plus 670, 675. La mulțirea cu 15 cu 45. Ștefania, 15 ori minus 11. Semnul mă interesează în primul rând. 15 ori minus 11. Minus va fi. Și cât face la mulțire? 15 ori 11. 15 și iar 15. 165. 165, da? 165. Îl scriem 165. Și iată că 15 a terminat treaba. I-a luat la capăt. Cu minus 39, cu 45, cu minus 11. Acum, minus 3 ori minus 39 nu e nimic. Minus ori minus la înmulțire? Ne dă plus. 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 Și să facem deodată. 3 ori 9? 27. 27, 7 și 2 reținem. 3 ori 3? 9 și 2? 11. 117. Bun, 117 și am ajuns, am terminat minus 3 cu minus 39. Minus Ștefania, 3. Minus 3 ori 45. Mai interesează semnul, Ștefania. Minus. Deci minus. Și mulțim. 3 ori 5, 15, 5 scriu și 1 reținem, 3 ori 4, 12 și cu 1 reținem, 12, 13. 135. Și acum minus 3 ori minus 11, Ricky, minus 3 ori minus 11? Plus 33. Plus 33. Plus 33. Asta calculăm. Și egal acum cu. Cei cu plus îi punem unul în 4, 273. Plus 77, plus 670, plus 675, plus 117, plus 33, de acord? Și minus acum, minus, cei toți cu minus, minus 315, minus 585, minus 165, minus 135, da? Da, da, nu avem. Egal cu... Hai să intitulăm semnele la algebră. Clasa a patra. Aua! Clasa a patra. De ce trebuie să se învață? Ți-am zis, în clasa a șasea la sfârșit. Din păcate, la sfârșit. Sfârșitul clasei a șasea. În semestrul al doilea. În semestrul 2. Acum, cât de curând o să aflăm la cei de a șasea. În semestrul 3? Au fost, nu, nu. A. Înainte era trimestru, pe trimestru, trei trimestri. De aia zice trimestru și semestru. De ce zicem semestru, semestrul 1 și semestrul 2? Adică partea întâi și partea a doua. Da, da? Așa, ăsta e motivul. Hai să facem acum calcul și egal mai departe cu... Plus. Deci, a, nu, sigur că scos cu plus aici, da, plus va fi, da, da? 3 și cu 7, 10. Nu, adună unitățile. 3 și cu 7, 10. Și cu 5, 15. Și cu 3 și cu 7, 10. Și cu 15, 25. 5 și 2, reținem. 2 acela. Și cu 3 de aici, că s-a zis. 5. Și cu 1, 6. Și cu 7, 13 și cu 7? 20. Și cu 7? 27. 7. 2 reține. 2 ăsta. Și cu 1 de aici la sute? 3. Și 9. Cu 6? 9. Și cu 2? 11. Nu, e bine, cu 2 de aici, da? Da, 11. 1175. Da. Minus. Hai să îi luăm pe ăștia cu minus acum. 5. Și cu 5, 10. Și cu 5, 15. Și cu 5, 20. Atât, da? Da. 0. Și 2, rețin. 2 același. Cu 3 de aici, 5. Și cu 6, 11. Și cu 8, 19. Și cu 1, 20. 0. Și 2, rețin. 2
și cu unul de aici, 3, și cu unul, 4, și cu 5, 9, și cu 3, 12. Deci, 12. Oh, nu! Și, e mai mare ăsta, îi punem semnul cel mai mare, tu te trezeai în clasa a patra. Da. Păi nu mai ești în clasa a patra. Da? Ne dă minus 20 și... Scădem acum, am pus minusul că e mai mare ăsta, da? Și scădem din cel mai mare pe cel mai mic și am pus semnul cel mai mare, minusul am pus de așa. Și zicem, 5 din 10, 5, 7 din 9, 2, deci a, noi scădem pe ăsta din ăsta, da? Și am pus semnul cel mai mare. 7 din 9, 2. Deci 7 din 9, 2. Și 1 din 1, nimic, 1 din 1, nimic, minus 25. Cât trebuia să-mi dea? Minus 25. E bun. Excelent. Fără greșeală lucrăm. Și ieri cât am vorbit acolo, din ne-am văzut. La revedere. Profu, da? Dar la noi în clasă, dacă ne dădea 115, una sub alta, 115 minus 115. Deci 100... Nu, 116. 100... 16 minus 115. Una sub alta. Un minus 115? Da, una sub alta. Păi le faci căderea asta, că e posibil. Știu, da? dacă le puneam una sub alta, noi trebuia să spunem că 6 minus 5, 1. 1 minus 1, nimic. Și spuneam egal, ne punea să punem egal. Așa vă punea egal. Da. Nu e nicio problemă. Ori spui 0, ori egal, tot același lucru. Important este că... Important este să rețineți. Voi spuneți așa egal, de sub egal, nu? Da, da. Tu, Ștefania, cum scrie acolo? La 116 minus 115, când faci căderea asta, spune nu mai punem egal. Nu mai puneți, nu mai puneți nimic. Noi din când încă mai punem egal. Mai puneți egal. Ba, este un mod de a scrie fiecare învățător și adoptă un stil propriu. Am vrut să vă întreb ieri, care este cel mai mare număr pe care îl știți? Număr? Da. Păi nu-l știu pe cel mai mare. Că cel mai mare număr nu-l pot ști. Este atât de mare, încât n-aș putea să-l citesc eu, nici copiii mei, nici nepoții mei, nimic. Atât de mare. Deci infinit. Nu pot. Deci nu, așa, este vorba de numărul care... Infinit, cum spunem noi. Niciodată, generații de-a rândul, dacă ar încerca să numere, să ajungă până la el, nu vor ajunge niciodată. Da. Nu va ține o să numere. Exact. La șferul, tot așa, de numere cele mai mici cu putință, mai mici, ele negative, care sunt din ce în ce mai mici, mai la stânga, mai la stânga. Se opresc la zero. Deci niciodată nu ne putem apropia de el. Deci tu când zici la zero, te gândești la numere pozitive. Dar numerele negative, nu? Sunt din ce în ce mai mici. Astea din stânga, numerele din stânga sunt din ce în ce mai mici. Minus 1000 e mai mic decât minus 100. Da? Una să fie dator cu 1000 de lei și asta să fie dator numai cu 100. Este mare datoria aceea, adică ai mult de dat. Da? Bun. Și acum, haideți să mai facem încă unul. Am început să prindem curaj. Deci, din clipa în care am văzut că ne dă acel rezultat, pare că suntem încântați de felul în care merg lucrurile. Cum era ieri, eram supărați împreună. Nu găseam, nu dădeam peste greșeală. Că pășeam peste greșeala aceea de fiecare dată. Haideți să mai vedem încă un exercițiu. Tot așa, prin două metode. Minus 25 plus 79 minus 35 totul de mulțit cu minus 17 plus 26 minus să zicem 23. Este egal cu? Faceți voi rezultatul pe calea directă. Deci pe calea directă să-mi spuneți rezultatul și până ne apucăm împreună de calea asta ocolită în care ne ridicăm
cum se mulțesc două paranteze, legea semnilor, foarte multe lucruri interesante. Deci, independent, ajungeți pe calea scurtă la rezultat. Prima paranteză cât v-a dat? 139. Da. Ricky? Nu sunt sigur. Nesigur. Păi să vedem. Acolo e 9, nu e 3. Deci, da, 139, da. Un pic. Că păi dacă e 3, e 9. Minus 25 cu minus 35, datoria. 60. Minus 60. 60. Minus 60, că e la adunare. Și minus 60 plus 79, ai datorii 60 și ai 79 de lei în buzunar, îți rămân... Minus 19. Plus 19. Îți rămân că ai plus, ai plus 79, mai mare. Minus 19. Dar cum v-a dat 130, nu știu. Hai să vedem, Ștefania, cum de ți-a dat așa mult. Ai zis minus 25, minus 35, ai zis plus 60. Plus 60? Da, așa am pus eu. Păi nu-i plus 60, că nu-i mulțire. Da. Doar nu le-ai mulțit. Le-ai adunat. Da? Deci, atenție, deci, momentul în care îi datorii și îi datorii la adunare, ai adunat datoria deoparte. Deci, minus 60, da? Și 79 minus 60 egal cu 19. Deci aici face 19. Vă las pe voi paranteza a doua să faceți. Okay. M-i capul sus. Minus 14. Da, și mie. Minus 14. Minus 14. Minus da. 14. Da. Adică, minus 17 minus 23 face minus 40. Așa este, plus da? Plus 7. Și plus 26. Plus 26. E mai mare, datorie e mai mare, deci va rămâne cu minus. Minus. Și acum scădem pe 26 din 40. Și face, cât face, 14, nu? Minus 14. Minus 14, corect. Și la mulțire plus cu minus, face minus, egal cu minus, și mulțim 19 cu 14. Haideți deoparte, 19 ori 14. 266. Nu cred, mă, nimic. Pardon, e minus 266. Iau pe partea cealaltă, dă-i drumul la lucru. Ah, ok. Da. Cât ai dat? Minus 266. Da. Da. Da? Din minus 266, să verificăm și noi, 19 ori 14, 4, 9, 3, 6. 36, 6 scriem 3, 4 ori 1, 4. Cu 3, 7. Și cu 3, 7. 1 ori 9. 9, 9. 1 ori 1, 1. 1. 6, 7 și cu 9, 14, 266. Da. Așa ți-am văd, nu? 266. Minus 266. Corect. Hai să ne apucăm de lucru pe partea cealaltă. Ștefania, tu mă conduci la lucru. Vorbești la exercițiul ăsta, la un capul la celălalt. Voi, dacă mergeți mai repede, n-aveți decât. Doar teren aveți. Ștefania, deci egal cu... Minus 25 începe cu toți ceilalți din paranteza mea. Mai întâi seamnă minus ori minus la mulțire. Plus. Plus. Deci plus nu mai scriu, că e primul care se scrie, da? Și zicem 25 ori 17. Să mulțim deoparte. 25 ori 17. 25 ori 17. Te rog să mă conduci, vorbești, continuu. 7 ori 5, 35, scriem 35. 7 ori 2, 14, 14 cu 3, 17. 1 ori 5. 1 ori 5, 5, 1 ori 2, 2. Așa. 5. 5.
12. Și 4. 4. 425. 425. Acum, minus 25 ori plus 26. Semnul mă interesează? Minus. Minus, corect. Și înmulțim 25 cu 26. 25 ori 26. 25 ori 26. 6 ori 2, 12, 12 cu 3, 15, 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 50. Apoi. Tot minus 25 ori minus 23. Ștefania? Da. Plus. Plus. Foarte bine. Plus. 25 ori 23. Să mulțim 25 ori 23. Și începem. 3 ori 5, 15. Ce înscrie 1? Reținem. 3 ori 2, 6. 6 și cu 1, 7. 75. 2 ori 5, 10. 2 ori 2, 4. 4 și cu 575. Mergem mai departe la 25 ori, am zis, gata, 25 o terminat treaba, da? Da. A dus și el o lucra și cu 17 și cu 26 și cu minus 23, nu mai are 25. Dacă ar mai fi fost unul, mergea și cu acela. Acum începe 79 și ia de la capăt. Deci, mai întâi stabilim semnul. 79 ori minus. A, minus. Minus, dată, da? Minus. 79 ori 17. 79 ori 17. Și zicem? 7 ori 9, 63. 3 și 6. 7 ori 7, 49. 49, 6. 6 și cu 9. 9. 15. 15. 1 cu 4, 5. 5. 55, da? 1 ori 9? 9. 9. 1 ori 7? 7. Hai. Deci am mulțit cu 1, nu? Am mulțit 1 ori 9, 9, 1 ori 7, 7. Trage-ne și adunăm, te rog. 3. Da. 5 cu 9. Îi trebuie un 1, îl luăm din 5, facem 10, rămân 4. 14, nu? Da, și cu... Acum, 1 acela și cu... 7 face 8. Da. 8 și cu 5, lui 8 îi trebuie un 2, fac 10 și cu 3, care a rămas aici, 13, da? Da. 13. 1343. 1343. Să mergem mai departe. La cine suntem? Cu unde suntem acum? La 79, care trebuie mulțit cu 26. Amândoi sunt cu plus, deci va face plus, nici nu stăm pe gânduri. Și mulțim. 79, hai să rog repede, 79 ori. 79 ori 26. 26. 6 ori 9, 54. 6 ori 9, 54, 4 și 5. 6 ori 7, 42. 42 cu 5, 47. Corect. 2 ori 9, 18. 8 scrie 1, rețin. 2 ori 7, 14. 14 cu 1, 15. Corect. 4. 4. 7 și 8. 15, că luăm până la 8, un 2 și din 7, 15. 1 ducem la 4, 5 plus 5, 10. Scriem și 1, 1, 2. 2. Deci plus 2054, da? 2054. Și 79 cu minus 23. Important este să vedem semnul. 1 cu plus, 1 cu minus? Minus. Minus. Și vom avea 79 ori 23. 79 ori 23, te rog repede. 3 ori 9, 3 ori 9,
27. 7 scriem, 2 reținem. 3 ori 7, 21. 2. Și 23. 3 scriem, 2 reținem. 2 ori 9, 18. 18 cu 2, 21. 1 scriem, 2 reținem. 2 și cu... 2 ori 7, 14. 2 ori 7, 14. 14 cu 2, 16. Deci cu 2? Ai, da, 2 ori 9, 18, 8 și 1 reține. 1, așa. 2 ori 7, 14 și cu 1, 15. 15. Da? Deci încă o dată. Hai să vedem încă. 3 ori 9, 27, 72. 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Am zis bine. 2 ori 9, 18. 2 ori 7, 14 și cu 1, 15. 7. 1, 11. Cu 2, 3 și cu 5, 8. Și 1, 1. Deci vine minus 1817. 1817. Suntem la 79 cu 23. O executat și pe ăsta. De 79 cu toți 3, nu? Da. Acum cine vine? Minus 35 la rând. Și da. Ia de la capăt. Și cât urmează? Ia să vedem. Minus. Minus. Minus cu minus? Minus. Minus cu minus la mulțire? Plus. Plus. Așa, plus. Deci plus. Plus. 35 ori 17. Repede se face. 35 ori 17 și urmează 7 ori 5. 5 ori 3. 5 și 3. 7 ori 3. 7 ori 3, 21. 21 cu 3, 3 24. 24. 1 ori 5, 5. 5, 5. 1 ori 3, 3. Da. 5. 9. 9. 6, da? 6. 695. 695. Unde? Păi, da, 3. 3 și cu 3, 6 aici, da? Da. 695. Acum, minus 35 ori 26. Ștefania, unul cu plus, unul cu minus, la mulțire? Minus. Minus. Și mulțim 35 cu 26, pe repede. Ori 26. Și egal cu... 6 ori 5, 30, 0 scriem, 3 reținem, 6 ori 3, 24, 24. 6 ori 3, 18. A, da, 18. 10 și cu 3? Și cu 3, 21. Dai și 18 da. Plus 3, 3 și cu 8 face 11, 21, da? Deci 21 se scriem, da? 2 ori 5, hai. 2 ori 5, 10. 10, 2 ori 3. 2 ori 3, 6 și 1, 0, 1, 2 și 7, 9, 910. Ce urmează? Minus 35, ori cât? 23. Ori 23. Minus 35, ori 20, minus 23, semnul? Minus cu minus? Plus. Plus. 35 ori 23, să facem repede. 35 ori 23. 3 ori 5, 15. Corect. 5 ori 1 reține. 2 ori 3, 6, 6 și 1. Nu, nu, nu. 3 ori 3, că trebuie să terminăm cu 3. Deci 3 ori 5, 15. 3 ori 3, 9 și cu 1, 10. Da. Deci terminăm cu 3. Tot. Da. Și acum începem. 2 ori 5. 2 ori 5, 10. 2 ori 3. 6, 6 și 1, 7. 5, 0, 8. 805, da? Da. 805. Bun. Egal acum. Egal acum. Da, 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 te rog. Am ajuns la adunac și scădere. Acum le-am amintit. Și eu. Acum. Am ajuns la scădere. Deci vine 425. Plus 575 plus 2054. Vedeți dacă aveți aceleași rezultate între timp. Da, da, am văzut. 425, 575, 2054 plus 695 95 plus 805. Da? Plus 805. Minus minus 650, da?
650 minus 1343. 1343. Așa. Minus 1817. 1817 și minus 910. E bine? Da. Dacă aveți și voi așa, acum vă apucați de adunat. Ăștia pozitiv de o parte, ăia negativ de o parte. Și să vedem cât obținem. Da. Așa, să facem adunarea. 5 cu 5, 10. 5 cu 5, 10. 20. 24. 4 și 2. 2 ăla și cu 0, 2. Și cu 9, 11. 11 și cu 5, 16. Și cu 7, 23. Da. 23 și cu 2. 25. 5 și 2. 2-ul de atunci. 2-ul acela. Și cu 8. 2 și cu 8. 10. 10. Urmăiește de 8. 10. Da. Și cu 6. 16. 16. Și cu 5. 21. 5. Și cu 4. 25. 5. 5 și 2. 2 și cu 2 de aici. 4. 4554, vă dat așa? 4554 la cei pozitivi? La cei pozitivi. Da. 4554, da? Minus. Cei negativi? Da. Hai să vedem. 0 și cu 7, 7. Și cu 3, 10. Cu 0, 10 rămâne. Atât. Da. Nu mai duc mai mult, da? Așa. Deci 10, da? Da. 0. Încă o dată. 0 și cu 7. 7 și cu 3. 10. 10 și cu 0. 10. Da. Din păcate, deodată îmi dau seama că e greșeală. Nu, că acolo e minus. Proful, e minus 266. Minus 200, unde? Acolo sus, minus 266. Minus 266, da. Am înțeles, dar din ăsta am scăzut pe celălaltul. Ai dreptate, că vom scădea din ăsta pe ăla. Da, mie la sfârșit mi-a dat 4. Nu 4, da, am scăzut 4, dar parcă țineam unul minte. Păi da, avem unul și noi aici. Încă o dată, 7 și cu 3, 10. 0, 0, am ținut minte 1. 1 și cu 1 aici, 2. Și cu 1 de aici, 3. Și cu 4, 7. Și cu 5, 7 și cu 5, 12, da, nu? 12, 2 și 1 îl ținem. 2 îl aș cu 8, mă duc repede, fac 10. Da. 10 și cu 9, 19. 10. Și cu 3, 19 și cu 3, 22. 2, da. 22 și cu 6, 2 și 28. Da. Da. 8, 8 și 2. Reține. 2 și cu 1 aici. 3 și cu 4. 4. Deci 4554 minus 4820. Și acum, fiindcă e mai mare ăsta, din ăsta mai mare, egal cu minus,
semnul va fi minus și scădem pe 4554 și va face 4 din 10, 6, 5 din 11, a rămas 1, 5 din 11, 6, 5 din 7, 2. Minus 266. E bine. Extraordinar. Fără greșeală am lucrat. Da? Minus 266. Și voi așa spun, da. Da, nu? Să știți că suntem din ce în ce mai tare. Foarte bine. Acum am să vă dau ca temă două paranteze de-astea mulțite, făcând și pe o parte și pe cealaltă, și ca temă, da? Pentru mâine. Dar câte exerciții? Numai două vă dau acum. Dar vi le dau eu. Ca să nu spuneți voi că nu v-a venit în minte cum să luați, ce să luați, vi le dau eu concret. Așa, să le scriu aici. Deci vine așa. Minus 132 plus plus 150 minus minus 28 totul de mulțit cu minus 178 plus 200 plus 200 și minus 12. Un exercițiu și un alt exercițiu minus 589 plus 478 și minus 12 totul de mulțit cu minus 387 plus 483 și minus 117 minus 117. Deci le-ai făcut aceste două exerciții. O să putem face fracții. Acum ne ocupăm de fracții. Imediat, da. 52. 52. Foarte bine. Oprește tu și pornești din nou fișa.